Este vorba despre un băiat, se spune Florin, în vârstă de 15 ani, care este elev în clasa a 9-a la un liceu într-un mediu urban. Rezultatele lui școlare sunt mediocre, deși pare a fi un copil foarte inteligent. Până în prezent nu a întrerupt școala, dar obișnuiește să mai lipsească de la ore. Florin provine dintr-o familie unde tatăl este consumator de alcool. În familie există violență domestică. Mama lucrează, dar toți banii îi dă tatălui pentru a evita violența, pentru a evita atmosfera tensionată. Acesta este un caz prezentat de reprezentanții Salvați Copiii elevilor de la o școală din municipiul Târgoviște. Elevii au ascultat povestea adolescentului care, din cauza mediului în care trăiește, a lipsei afecțiunii și prezenței părinților în viața lui, are un stil de viață deloc de invidiat. Apoi aceștia și-au spus părerea în ceea ce privește metodele de ajutorare a copiilor aflați în situația băiatului prezentat. Asta se învață și asta se educă în familie. Da. Cu părinții Florin trebuie lucrat? Da. Acțiunea de marți face parte din Săptămâna Prevenirii Criminalității și din campania Copii fără etichete a organizației Salvați Copiii. Este al doilea an când participăm la această campanie și anul acesta am venit cu promovarea campaniei Copii fără etichetă, o campanie de un interes deosebit, deoarece încercăm înlocuirea educației violente cu metode educație școlară și educație parentală, prin care noi urmărim dezvoltarea copilor cât mai armonios și într-un climat cât mai adecvat. Sunt foarte încântată de modul cum au primit elevii informația. Asta s-a văzut prin feedback-ul pe care l-au dat. Au participat la referitor la tema pe care am avut-o noi astăzi, propusă, și anume violența în școală, ne-am axat în mod special. Ce am sesizat, faptul că sunt niște fini observatori. Am prezentat astăzi un studiu de caz despre un copil care a întâlnit violență atât în mediul familial, cât și în mediul școlar și pe stradă. Ceea ce am dedus este că acești copii și ei întâlnesc acte violențe în toate mediile enunțate. Și sunt încântată de faptul că au venit și cu soluții. Această campanie se adresează strict elevilor sau și părinților și cadrelor didactice? Nu, această campanie nu se adresează doar elevilor, ci dimpotrivă, campania desfășurată de organizația noastră Salvați Copiii, Copii fără etichetă se numește, campania începută în martie 2013 și se termină acum în octombrie, dimpotrivă se adresează în mod special adulților. Săptămâna Prevenirii Criminalității continuă miercuri cu acțiuni de prevenire a consumului de droguri.